Cel mai cunoscut nămol terapeutic din țara noastră este cel din zona balneară a lacului Techirghiol. Acesta a fost analizat și certificat de specialiști pentru proprietățile sale terapeutice. Conform disinius.ro, nămolul este o substanță cu o compoziție chimică complexă formată în urma unui proces biologic extrem de îndelungat, în condițiile specifice din lacul Techergheol. De culoare neagră, lucios și onctuos, nămolul are un miros caracteristic și posedă proprietăți fizice care îl fac extrem de util în tratamentul diferitelor afecțiuni. El reprezintă un unicat din toate punctele de vedere. Nămolul are efect anti Inflamator și poate calma durerile reumatice fără reacțiile adverse ale medicamentelor. Nămolul tratează afecțiunii reumatologice de tip inflamator sau degenerativ, sechele posttraumatice, afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic, afecțiuni ginecologice, dermatologice și vasculare periferice. Nămolul curăță pielea. În pachetările cu nămol redau pielii elasticitatea și ajută la eliminarea mai rapidă a toxinelor în organism. Acesta ajută și la revitalizarea întregului organism, fiind de ajutor în combaterea oboselii și a insomniei. Bineînțeles, în pachetările cu nămol nu sunt recomandate astmaticilor, bolnavilor de diabet, ulcer, cancer, hepatită și nici celor care suferă de afecțiuni renale și boli cardiovasculare grave. De asemenea, nici femeile însărcinate nu trebuie să se dea cu nămol fără avizul medicului, conform disinews.ro.